Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Care ați găsit de bine în această dimineață să veniți să ne întâlnim, să ne vedem unii cu alții, să avem părtășie unii cu alții și noi toți împreună să avem părtășie cu Domnul nostru. Pentru că noi ne încredem în Dumnezeu, în Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, în Dumnezeul Bisericii Betleem, în El ne credem și noi și vreau ca în această zi cu toții să ne bucurăm împreună cu Domnul. Prezența Domnului în dimineața aceasta va fi o prezență prin Duhul Sfânt. De aceea noi, ca și biserică, credem în puterea Duhului Sfânt, credem în prezența Duhului Sfânt. Și tot ceea ce vom face în dimineața aceasta aici, vrem ca Duhul Sfânt, Dumnezeu, în Trinitatea Sa, să ne binecuvinteze pe toți, să ne cerceteze pe toți, să ne dea putere, dacă am venit în dimineața aceasta, în locul acesta, apăsați de probleme, cu frământări, cu semne de întrebări, în dreptul nostru, fie dimineața în care Dumnezeu să ne învioreze, fie dimineața în care Dumnezeu să ne ridice. Fie dimineața în care Dumnezeu să ne vindece, atât spiritual cât și fizic. Și când vom pleca de aici, să putem pleca plin de bucurie, că Dumnezeu s-a prezentat în dreptul meu, în dreptul tău. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare, începem acest timp de dimineața aceasta și vreau să rostim cu toții rugăciunea pe care Domnul le-a învățat pe ucenici, valabilă și pentru noi astăzi. Rugăciunea Tatăl nostru. Haideți să o rostim cu toții. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Un psalm care mie îmi place tare mult, psalmul 100, doar 5 versete în psalmul acesta, pagina 611, psalmul 100. Și ca titlu al acestui psalm este un psalm de laudă. Și spune acest psalm, începând cu versetul 1, strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului și noi astăzi cei din Biserica Betleem aleiști. Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. El ne-a făcut. A Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui. Foarte important când venim în casa Domnului să intrăm cu laude pe porțile Lui. Intrați cu cântări în curțile Lui și Domnul să pună noi un duh de cântare astăzi, să lăudăm din toată inima. Lăudați-L și binecuvântați-I numele. Și versetul 5, pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeu bun, binecuvântat să fie El. Bunătatea Lui nu este doar de ieri și de astăzi. Bunătatea Domnului ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Slăviți să fie Domnul! Haideți cu toți să ne deschidem inimile. Cum am spus, dacă ai venit întristat, Dumnezeu să reverse bucurie. Și prin această cântare, primă cântare, Dumnezeu să facă din noi ceea ce vrea El. Oameni plini de El, plini de bucurie, lăudându-L din toată inima. Cântăm împreună cu frații noștri dimineața aceasta. Cu voi când lucrați
azi bucuria să vină. Ea-ntrece comori și avem. Așa-i bucuria divină. Te umple de sfinte puteri. Trezește-te azi tu țărână. Și-n suflet și-n duh vă trezi. Harfă și tu alăută, cu toate într-un glas vă unit. Căci Tatăl găsește plăcere în Fiul ce-n vesel oricând. Ce greul și bucuria divină să joace pe fețe și duc. Cu ea veți putea voi străbate pustiul coare greu să duc. Amarul și îngrijorarea și-n toate afla veți cântă. Și iar să vă poarte spre tot mai seminele zări. Din ceruri pornită-i cântarea și-n ceruri se va întoarce ea. Păstrați curată cărarea ce duce spre marele cal. Haideți să continuăm cu toții într-o rugăciune de mulțumire, pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu viața și suntem în locul acesta. În această zi, din nou, Domnul și-a înnoit bunătățile față de noi și ne-a dat putere să ne ridicăm din paturile noastre. Nu este puterea noastră, este harul lui Dumnezeu, mâna lui cea bună care a vegheat asupra noastră. Și de aceea merită Domnul să lăudăm, să-L binecuvântăm, să-I spunem un mulțumesc frumos pentru această zi frumoasă, binecuvântată. Haideți cu toții să mulțumim Domnului. Stăm înaintea Ta, Dumnezeule, cu mulțumire, Doamne, pentru că încă o zi frumoasă, încă o zi glorioasă, încă o zi, Doamne, care Ți-a arătat bunătățile față de noi, încă o zi, Tată, în care Ți-a înnoit credincioșia față de noi. Încă o dimineață, Doamne, în care ne dă putere să ne ridicăm din paturile noastre. Încă o dimineață, Doamne, în care din nou ne dă putere în ochi și privire, Doamne, lumină în ochi, Doamne, să vedem lucrurile minunate pe care le-ai pregătit pentru copiii Tăi. Mulțumim-o, Doamne, că suntem aici pentru că Tu ai vrut lucrul acesta. Mulțumim-o, Doamne, pentru că suntem aici, că Tu ne-ai binecuvântat cu pace, cu liniște, Doamne. Mulțumim, Doamne, că suntem aici, pentru că Tu ai fost cu noi în călătorie de la casele noastre până în locul acesta, Doamne. Și n-ai îngăduit nimic peste noi, peste ființele noastre. Mulțumim, Doamne, că ne-ai păzit de orice atac a vrăjmașului, Doamne. Și în această dimineață, din nou, suntem în locul de întâlnire de aici, Doamne. Din nou, în dimineața aceasta, suntem aici la locul de întâlnire cu Tine, Doamne. Tu care ai venit, Doamne, că de dimineață înainte de a susi noi și ai binecuvântat locul acesta cu prezența Ta. De aceea te rog prezența Ta, prin Duhul Tău cel Sfânt, să inunde inimile noastre în această dimineață. Prezența Ta, Duhule Sfinte, să ne inunde inimile, Doamne, cu pricepere, cu înțelepciune, cu putere, cu bucurie, Doamne. Mulțumitor Ție, Doamne, pentru că viața noastră recunoaște că este în mâna Ta. De aceea suntem aici, Doamne, te rugăm, Doamne, umple-ne cu slava Ta în dimineața aceasta.
Acoperă-l locul acesta cu slava ta, Doamne. Ridică-ne, Doamne, Tată Ceresc. Dacă au venit aici oameni în dimineața aceasta păsați de îngrijorări, de probleme, ridică Tu, Doamne, eliberează, vindecă, Doamne, restaurează, Doamne, pentru că ne-am adunat în numele Tău în locul acesta, ne-am adunat în numele Tău, Tată, de aceea crede, Doamne, că Tu vei face lucruri mari în această zi. Crede-mă, Doamne, că mâna Ta de Dumnezeu va ridica, va întări, va binecuvânta, va restaura, o Doamne, de aceea îți mulțumim pentru această zi binecuvântată. Glorificăm numele Tău și vrem, o Doamne, să ne apropiem de Tine, Doamne, cu tot ce avem, cu inima deschisă, cu inima sinceră. Aleluia! Aleluia! Glorie! Aleluia! Slavă Ți, Iisuse! Mărire Ție, Tată! Aleluia! Aleluia! Glorie! Aleluia! Aleluia! Ești Creatorul Universului întreg. Tu ești început și întregirea tuturor. Stelele și luna, nasul Tău îl înțeleg. Marea și pământul, tot ce are viață, îți dedică existența lor. Toate le-ai creat, pe toate mâna Ta le ține. Toate le-ai creat, pe toate mâna Ta le ține. Toate spun că Tu ești Dumnezeu. Ai trimis suflarea Ta și viață peste mine. Și mai mult de tot ce ești, Tu ești Tatăl meu. Împărat în slavei, Tu luminii ești stăpân. Îngerii te laudă și oștirile cerești. Vin cu bucurie, viața mea să-ți o închid. Vreau să simt prezența, să-ți ascult cuvântul, să te aud șoftind că mă iubești. Haideți cu toată inima, toate le-ai creat. Toate le-ai creat, pe toate mâna Ta le ține. Toate spun că Tu ești Dumnezeu. Ai trimis suflarea Ta și viață peste mine. Și mai mult de tot ce ești, Tu ești Tatăl meu. Haideți să mai cântăm. Toate le-ai creat, pe toate mâna Ta. Toate le-ai creat, pe toate mâna Ta le ține. Ai trimis suflarea? Ai trimis suflarea Ta și viața peste mine. Și mai mult de tot ce că Domnul toate le-a creat și le ține în mâna Lui. Ne-a creat și pe noi după chipul și asemănarea Lui. Și vreau în dimineața aceasta să înțelegi că știe frământarea ta, că știe problema ta, că știe nevoia ta. Și Domnul în această zi vrea să ne promite că ne ține în mâna Lui. Vreau să facem încă o rugăciune în momentele următoare. Nu știu cum ai venit în dimineața aceasta, locul acesta. Dacă ai așteptări de la Domnul, roagă-te Lui. Spune-i dimineața aceasta, Doamne, vreau să-mi vorbești. Vreau să mă întărești. Vreau să mă ridici. Vreau să-mi spui că mă iubești. Poate nu ți-a spus nimeni de mult că te iubește. În această dimineață, Iisus vrea să spună prin Duhul Sfânt că te iubește. Dacă ai venit
apăsat de îngrijorările de zi cu zi, în această dimineață Domnul vrea să le ia asupra Lui. Și vreau să facem această rugăciune, rugăciune de eliberare, rugăciune când vii să-i arunci Domnului problema ta, împovărările tale, necazurile tale. Vino Domnului rugăciunea aceasta și spune-i, Doamne, așa cum găsim scris în epistola lui Petru, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, că El însuși va purta de grijă. Haideți în rugăciunea aceasta să fie o rugăciune de eliberare, o rugăciune în care să-i dăm Domnului problema noastră, pentru că Domnul vrea să ne ajute, binecuvântat să fie în numele Lui. Ne rugăm cu toții. Tată, ne-ai purtat pe brațe până aici și vrei să ne spui dimineața aceasta și ne faci să înțelegem lucrul acesta. Și dacă au fost momente, Dumnezeul meu, când mi-a pus întrebări și a zis, Doamne, unde ești? Fă-ne să înțelegem în dimineața aceasta că Tu în permanență ai fost lângă noi. Și când a crezut că suntem singuri, Tu, Tată, ai fost prezent. De atâtea ori, Doamne, ai lăsat pacea Ta să ne inunde. Ne-ai binecuvântat, Doamne, cu liniște, Doamne, și poate nopțile am putut să le dormim, chiar dacă am avut frământări. Mulțumim pentru dimineața aceasta, că Tu vrei din nou să ne ridici, să ne faci să înțelegem, Doamne, că Tu ești Dumnezeu și-ți locuiești pe tron, Doamne, și de acolo privești spre copiii Tăi, privești spre toți aceia care Te cheamă, privești spre toți aceia, Doamne, care în vremea aceasta înalță rugăciuni, și vor, Doamne, să tinzi mâna peste ei. Doamne, eliberează Tu dimineața aceasta pe toți acei care au venit împovărați. Doamne, aruncăm asupra Ta toate îngrijorările noastre, Doamne. Și vreau să ne faci pe fiecare să înțelegem că Tu ești Domnul, care ne ai în vedere, Doamne. Și vrei să ne faci să înțelegem că Tu vrei să umblăm din biruință în biruință. Că dacă ce rău caută de multe o să-L ofiască într-un fel sau altul. O, Dumnezeule, Te rugăm în numele Lui Iisus, tinde-ți mâna Ta peste copiii Tăi dimineața aceasta. Redă din nou bucurie, Doamne, o bucurie care să ne inunde dimineața aceasta. Binecuvântăm numele Tău, Tată, lăudăm prezența Ta din locul acesta. Mulțumim pentru Duhul Sfânt care L-ai promis și care L-ai lăsat peste noi și în această zi. Încă este viu, încă este viu și este cu noi prezent în dimineața aceasta. Slăvit să fie numele Tău. Haideți să ne rugăm în continuare și rog pe fratele Dan să continue această rugăciune. Cu mulțumire și cu laudă venim înaintea Ta, Dumnezeul minunat, că și în această dimineață ne-ai ridicat din așternuturile noastre, ne-ai pus în cap oaselor noastre, Doamne. Ai hotărât ca și în această zi să fim în locul acesta. Îți mulțumim, Doamne, pentru alegerea care ai făcut-o. Îți mulțumim că până aici ai fost cu noi și Te rugăm ca și în continuare să nu ne lași singuri, Doamne. Știm, Doamne, că la Tine e nădejdea noastră, Tu ești puterea noastră. Pentru toate îți mulțumim, Tatăl nostru și Dumnezeul nostru. Te rugăm, Doamne, și pentru aceia care se găsesc pe un pat de suferință. Unde or fi ei, Doamne, că or fi într-un spital, că or fi la căminile lor. Știm, Doamne, că Tu ești acela care știe necazul. Le cunoști pe toate, Doamne. Îndură-Te, întinde-ți mâna și înspre ei, Doamne, și ajută-le acolo unde se găsesc, Doamne. Noi îți mulțumim că Tu lucrezi așa cum găsești cu cale. Avem, Doamne, copii, avem, Doamne, frați care sunt plecați departe de țară. Te rugăm, Doamne, păzește și pe ei acolo unde se găsesc. Fii sprijinul, ocrotirea, ajutorul și mântuitorul nostru, Doamne. Doamne, Tată, te rugăm ca și în continuare să binecuvintezi cântarea, să binecuvintezi, Doamne, cuvântul. Dă-ne, Doamne, urechi de ascultat și la timpul și la vremea hotărâtă de Tine să putem împlini cuvântul Tău. Noi îți mulțumim pentru totul ce lucrezi și Te rugăm să rămâi cu noi, Tată, împreună cu al Tău Fiu și Duhul Tău cel Sfânt, acum și până în veci. Amin. Haideți să mai cântăm o cântare înainte de a ne așeza. Îmi dorește un cer.
izvor de apă, așa eu te doresc. Tu ești singura mea dorință să te laude, doresc. Tu ești scut și tăria mea și ție-ți dau toată inima. Tu ești sigura mea dorință să te și noapte, ești Dumnezeu vin. Tu ești singura mea iubire doar al tău, eu vreau să fiu. Tu ești scut și tărit, scut și tărie. De aceea ne încredem în tine, Dumnezeule. Înainte să ocupăm locurile, uitați-vă în stânga, în dreapta, binecuvântați-i pe cei de lângă voi, spuneți-le cuvinte frumoase, spuneți-le că-i binecuvântați în numele Domnului Iisus. Faceți lucrul acesta, poate nu este un gest mare, dar este foarte important să ne binecuvântăm unii pe alții. Cuvântul Domnului spune, și este ca o poruncă, am putea să zicem, binecuvântați și nu blestemați. Ca o poruncă din partea Domnului, binecuvântați și binecuvântați unii pe alții. De aceea vă binecuvântăm din casa Domnului pe toți aceia care ați găsit de bine dimineața aceasta să fiți la acest timp de părtășie din locul acesta. Este o zi frumoasă. Chiar dacă este puțin vânt, chiar dacă este puțin altfel de cum ne-am dorit noi. Știți că noi ca și oameni, ca și români, când e plouă, am vrea să fie soare. Când e soare, e prea cald. Nici noi nu mai știm ce să vrem. Dar noi îi mulțumim Domnului pentru că în această dimineață și-a înnoit bunătățile față de noi. Și din nou suntem în casa Lui. Suntem adunați aici împreună în părtășie, unii cu alții și toți împreună cu Domnul. Lăudați să fie numele Lui. Pentru toți aceia care ați găsit de bine în dimineața aceasta să fiți prezenți, primiți binecuvântarea Domnului. Priviți bucuria venită de la Dumnezeu. Primiți pacea Domnului. Aceste lucruri să vă inunde viețile în această zi și în fiecare zi de acum înainte. Mă rog de toată inima ca închinarea care o facem în dimineața aceasta să fie primită de Domnul. Cântarea de laudă, rugăciunile să fie ascultate. Mă rog din toată inima când vom pleca, când se va sfârși slujba din locul acesta, să putem pleca de aici plin de bucurie cu toții, că ne-am întâlnit cu Domnul, că ne-am îngâiat, ne-a ridicat, ne-a restaurat. Sunt persoane
în dimineața pe care nu le-am văzut de mult. Domnul să vă binecuvinteze. Pandemia aceasta parcă ne-a distanțat unii de alții. S-a folosit o expresie foarte, foarte ne la locul ei, distanțare socială. Greșit. De fapt, aici vrea să ne ducă, să ne distanțăm social. Normal era, trebuia să se spună distanțare fizică, nu socială, că social înseamnă nu te mai vizitez, nu mai interesează de tine, nu mai te sun, ne distanțăm social, nu mai avem treabă unii cu asta, trăim singuratici. Dar asta este, pentru că cel rău caută să se folosească de orice mijloc prin care el poate, ca să ne distanțeze. Dar orice s-ar întâmpla, noi nu ne distanțăm nici unii de alții și cel mai important, ne distanțăm nici de Domnul. Noi ne apropiem în fiecare zi. Ne apropiem în primul rând de Dumnezeu. Aș dori în continuare să ne bucurăm în cântare și tot ceea ce Domnul a pregătit deja pentru noi. Așa că, în continuare, în dimineața aceasta, sora Carmen este împreună cu noi, Domnul s-o binecuvinteze. Ne bucurăm că găsește plăcerea să vină la părtășie cu noi, să ne rugăm împreună, să cântăm împreună, să avem părtășie împreună. De aceea, distanța nu este prea scurtă, de aceea ne bucurăm, Carmen, că împreună cu echipa care a venit, sunteți la părtășie cu Biserica Betleem. Domnul să vă binecuvinteze. În continuare, sora Carmen va lăuda pe Domnul cu o cântare, apoi grupul vor lăuda pe Domnul cu o cântare, după care vrem să ne mai rugăm și fratele diacon Chucky ne va motiva pentru următoarea rugăciune. În dimineața aceasta continuăm să ne rugăm și pentru fratele Marius. Eu cred că Domnul a pregătit prin el în dimineața aceasta un cuvânt pentru noi. Ne rugăm de pe acum ca Domnul să-i dea o ungere proaspătă și cuvintele pe care le va rosti prin Duhul Sfânt să înțelegem că vin de la Domnul și să fie o hrană pentru noi în dimineața aceasta. Lăudați să fie Domnul. Sora Carmen, apoi grupul vor lăuda pe Domnul cu o cântare. Până se pregătește, doresc să fac anunțurile pentru biserică, dacă tot avem acest timp. Ne întâlnim din nou după masă de la orele 18. Împreună cu noi va fi fratele păstor Petrică Mihenț. Ne rugăm de pe acum ca Domnul să dea o ungere proaspătă și lui și să fie o după masă plină de bucurie pentru noi, pentru Biserica Betleem. Apoi, peste săptămână, marți seara, din nou ne întâlnim în odăiță. Frați, surori, toți cei care doriți să veniți la rugăciune. Avem doar un timp de rugăciune, un timp binecuvântat, de aceea vă invităm să fiți cu noi prezenți și marți seara la rugăciune, cei care doriți și cei care puteți. Apoi ziua de joi, să nu uităm, zi de post pentru Biserica Betleem, zi de rugăciune, finalizăm în casa Domnului. Joi după masă, de la orele 19 ne întâlnim aici, împreună cu noi avem bucuria de a fi fratele Ilie de la Bârzava. Vom avea un timp special de rugăciune. Ne vom ruga pentru toți aceia care, special pentru toți aceia care trec prin probleme, prin nevoi, prin necaz. Vom face rugăciuni pentru toți oamenii. De aceea vă invităm și joi. Și apoi, din nou, duminică, la părtășie, în locul acesta. Merge? Tehnologia de ziua de astăzi e mai complicată un pic, de multe ori credem că este mai simplă, dar ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze cântarea și tot ce facem aici. Binecuvântat să fie în numele lui Dumnezeu. Amin. Să-ți cânt pe Domnul,
chiar și când ți-e greu, cu putință este tot la Dumnezeu. Poți să chem pe Domnul chiar și când ți-e greu, cu putință este tot la Dumnezeu. Mare este Domnul, mare în orice fel, nimeni nu-i mai mare și mai bun ca El. Mare este Domnul, mare în orice fel, nimeni nu-i mai mare și mai bun ca El. Poți să chemi minunea cât de mare ar fi, dacă ți-e spre bine, El ți-o va plini. Poți să chemi minunea cât de mare ar fi, dacă ți-e spre bine, El ți-o va plini. Mare este Domnul, mare în orice fel, nimeni nu-i mai mare și mai bun ca El. Mare este Domnul, mare în orice fel, nimeni nu-i mai mare și mai bun ca El. Poți să chem pe Domnul chiar și când ți-e greu, cu putință este tot la Dumnezeu. Poți să ceri minunea cât de mare ar fi, dacă ți-e spre bine, El ți-o va plini. Mare este Domnul, mare în orice fel, nimeni nu-i mai mare și mai bun ca El. Mare este Domnul, mare în orice fel, nimeni nu-i mai mare și mai bun ca El. Mare este Domnul, mare în orice fel, nimeni nu-i mai mare și mai bun ca El. Amin. Dorma pasă și zile trec.
aș vrea, Iisus, atât de mult aș vrea să te întâlnesc și să-ți spun de câte ori au fost tristeți și le-am știut doar noi doi. Mi-e dor de o zi, o zi când toamna nu vor mai cădea nici frunze și nici flori. E ziua noastră de o întâlnire cu argent în viață. Noi l-am urmat, noi l-am urmat. Va trece un an și-or trece alții, dar nu uita când așteptarea e grea. El se va întoarce și atunci printre noi va fi iar vară și soare fără nori. Mi-e dor de o zi, o zi când toamna nu vor mai cădea nici frunze și nici flori. E ziua noastră de o întâlnire cu acel ce-n viață. Noi l-am urmat, noi l-am urmat. Slăviță fie Domnul! Ne bucurăm că suntem împreună. Dan a zis să vă îndemn la o rugăciune, dar zice cuvântul, când vă rugați, nu borboseți aceeași cuvinte. E mare lucru. Știți, rugăciunea noastră este o armă puternică în lupta spirituală. Ca și în armată, o artilerie grea. Un tank, de exemplu, un tun sau ceva puternic care merge înaintea armatei și deschide drumul către victorie. Așa ar trebui să fie rugăciunea ta și a mea în ziua de astăzi. N-am venit aici ca să stăm degeaba și să zicem o rugăciune ca să fie zis. Vă spun, avem o armă în mâna noastră, nici nu ne dăm seama cât de puternică în luptă spirituală. Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze mai ales în țara aceasta. Poate că în dimineața aceasta rugăciunea ta va deschide victoria spirituală în țara aceasta. Poate că în dimineața aceasta rugăciunea ta sau mea va deschide o vindecare spre cineva, de exemplu. Sau o vindecare spirituală a cuiva. Încearcă, hai să încercăm cu toții să ne rugăm ca și o artiliere grea a lui Dumnezeu. Sperăm și credem că va fi rezultate. Ne ridicăm și ne rugăm pentru țara noastră, ne rugăm pentru biserica noastră și ne rugăm pentru vestitorii cuvântului. Ca biserica aceasta să fie plin, să se umple. Și oamenii din aleși, din sat, împrejurimile aleșului, să-L recunoască pe Dumnezeu ca și un Dumnezeu sfânt și viu și biruitor. Doriți? Dorim lucrul acesta? Dorim, așa-i. Haideți să deschidem inima și mergem cu puterea înaintea lui Dumnezeu și cred că Dumnezeu rezolve multe probleme în dimineața aceasta. Intrăm în rugăciune. Thank you.
fratele Sergiu să vină în față să frostați cu, cu rugăciune, ca și o atelire grea a lui Dumnezeu. Tată din cerul, că suntem în prezența Ta. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai deschis ochii, Doamne. Ne-ai dat putere, Doamne, să fim în casa Ta. Și Te spunem, Doamne, să Te lăudăm, să-Ți mulțumim că Tu ești mare. Îți mulțumesc, Doamne, pentru frați, pentru surori. Și n-avem cuvinte, Doamne, cum să-Ți mulțumim, Doamne, că Tu ești mare în dreptul nostru. Și credem în puterea Ta, Doamne, credem în sângele Tău, Doamne, că și astăzi, Doamne, eliberează și vindecă, Doamne. Tată Dumnezeule, în această dimineață, Doamne, vrem prezența Ta, Doamne. Nu vrem, Doamne, altceva, Doamne, decât, Doamne, Duhul Sfânt să se mișcă, Doamne. Și cercetează și vindecă, Doamne, și liberează, Doamne. Doamne, la Tine este totul cu putință, Doamne. Doamne, împărații pământesc la Tine, Doamne, și ca, Doamne. Dar Tu rămâi pe tron, Doamne, că ești Dumnezeu din Dumnezeu, Doamne. Tu ești Sfânt, Doamne. Tu ești Sfânt, Doamne. Tu când vorbești, Doamne, Lazar ieși afară. Tu când vorbești, Doamne, pământul se clatină. Tu când vorbești, Doamne, pandemie se oprește, Doamne. Și în această dimineață, Doamne, cercetează, Doamne. Eliberează, Doamne. Tată, orice duc, Doamne, care nu este după voia Ta, orice duc străin, Doamne, îl legăm și paralizăm în numele lui Iisus Hristos, Doamne. Și în această dimineață, Doamne, vrem să ne bucurăm, Doamne. Doamne, ne-ai făzit după o săptămână de alergare, Doamne. Ne-ai dat sănătate, ne-ai dat mâncare, ne-ai dat apă, Doamne. Îți mulțumim, Tată, din ceruri. Îți mulțumim, Tată, din ceruri. Și dacă stăm aici 2 ore, 3 ore în casa Ta, Doamne, vrem, Doamne, să ne chinăm cu toată inima, Doamne. Tată, din ceruri, îți mulțumesc, Doamne, că Tu ne-ai dat libertate. Avem, Doamne, unde venim să ne rugăm. Alții, Doamne, nu pot să vin, Doamne, aici. Dar dragostea Ta, Doamne, este mare față de noi. Bunătatea Ta, Doamne, este mare față de noi. Îți mulțumim, Doamne, pentru locașul acesta, Doamne, unde venim să ne chinăm, Doamne, să ne spunem problema, Doamne, să ne spunem durerea, Doamne. Nu este, Doamne, ușor, Doamne, să Te lăudăm în cercare, în probleme, Doamne. Dar cu Tine, Doamne, suntem biritori. Tu ai spus, Doamne, că niciodată nu ne lași, Doamne. Că dacă mama își presește copilul, Doamne, dar Tu, Doamne, care ne-ai săpat în palmele Tale, ne iubești, Doamne. Slavă Ție, Tată, glorie Ție. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Tată Dumnezeule, îți mulțumesc, Doamne, că ești cu noi. Tată, îți mulțumesc că mi-ai ascultat. În continuare, Doamne, lucrează Tu, vorbește Tu, Doamne, și stăm, Doamne, ca în prezența Ta. Stăm, Doamne, cu gândul, Doamne, stăm, Doamne, cu inima, cu trupul aici, Doamne, și îți mulțumim, Doamne, că ne-ai dat putere să fim aici, Doamne. Fii slăvit în veci și îți mulțumesc că mi-ai ascultat. Amin. Haideți să ne așezăm și în continuare vom asculta pe grupul nostru de cântăreți. Domnul să fie lăudat și binecuvântat. Ierusalime, cetate împodobită, cu străzi de aur, argint și de cristal, de pe pământ al meu dor se ridică, să ajung la Tine, să scap de orice val. Ajung la Tine să scap de orice suspine și să mă uit la frumusețea Ta. Căci tot ce-i pe pământ e doar moană după vânt și nu pot să-mi găsesc fericirea. Vreau să-ți văd porțile ferecate, ce n-au asemănare pe pământ, și ziua în care vor fi descuiate, să intre pe ele poporul sfânt.
la tine să scap, orice suspine și să mă uit la frumusețea ta. Căci tot ce-i pe pământ e doar goană după vânt și nu pot să-mi găsesc fericirea. Aș vrea să văd purunea ta splendoare, să umblu pe întinsul tău minunat, apoi să rămân cu tine pe vecii, slăvind, slăvind totdeauna pe al meu împărat. Aș vrea să ajung la tine, să scap de orice suspine și să mă uit la frumusețea ta. Căci tot ce-i pe pământ e doar goană după vânt și nu pot să-mi găsesc fericirea. În continuare, ne invit pe fratele David să vin aici să cânte o cântare spre slava Domnului și apoi mai face o rugăciune pentru cei care trec prin probleme, prin necaz, prin strâmtorare. Suntem alături de ei. Poate mulți ar fi dorit să ajungă aici și n-au putut să ajungă. Noi dacă suntem aici, este harul Domnului și avem acest îndator înaintea lui Dumnezeu, înaintea lor ca și frații noștri, să mijlocim pentru ei, să ajutăm în nevoi, în probleme. De aceea, după ce David va cânta o cântare, mai face și această rugăciune. Pe deplin mă dăruiesc.
cu tot ce sunt. Ne închinăm înaintea lui Dumnezeu cu tot ce avem, cu tot ce ne aparține, cu tot ceea ce suntem. Pentru că așa vrea Domnul, să venim înaintea Lui. Doresc să citesc trei versete pe care le găsim în Geneza, în Exodul 3, Exod 3, de la versetul 2 la versetul 4. Pagina 60. M-a rugat Domnului pentru această rugăciune și Domnul mi-a pus pe inimă, pentru că mult m-am frământat cu întrebarea, când trecem prin probleme, când trecem prin nevoi, prin necaz, ce trebuie să facem noi? Avem atâtea lucruri în care le citim la timpul acesta de rugăciune, exemple pe care Domnul Iisus le-a făcut, a vindecat. Și Domnul mi-a pus pe inimă acestea trei versete și aș dori în această dimineață să înțelegem câteva lucruri despre ceea ce trebuie să facem noi. Exodul 3, de la versetul 2. Este vorba despre timpul în care Moise păștea turma oile socrului său, Ietro. Și la un moment dat spune cum Domnul că trece dincolo de pustie și la un moment dat, în versetul 2, îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis: am să mă întorc și să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Și versetul 4, Domnul a văzut că el se întoarce să vadă. Și Domnul l-a chemat din mijlocul rugului și a zis: Moise, Moise. El a răspuns: iată-mă. Mi-a pus Domnul pe inimă aceste versete și în special aș vrea să ne oprim un pic în versetul 4, care spune că Domnul, când a văzut că el se întoarce să vadă, a făcut ceva pentru Moise, l-a chemat. Când Domnul a văzut că s-a apropiat să privească, Domnul l-a chemat din rug. Aș dori în această dimineață să înțelegem de acest verset că vin foarte mulți oameni în jurul nostru și își dau cu părere. Au sfaturile lor față de noi. Au opiniile lor față de noi.
aș vrea în această dimineață să înțelegem că Cel care vrea să stea de vorbă cu noi este Dumnezeu. Este Dumnezeu care vrea să ne învețe, care vrea să ne spună lucruri noi. În fiecare zi Dumnezeu are pentru noi lucruri noi. Trebuie noi să ascultăm. Domnul vrea să ne arate lucruri care ne pot schimba viitorul. Și găsim aici un verset foarte interesant în direcția aceasta, Ieremia 33 cu versetul 3. De multe ori noi ne punem întrebări, de ce se întâmplă lucruri în dreptul nostru? De ce tocmai pe noi ne-a găsit Domnul în această încercare sau ne-a îngăduit în această încercare? Sau de ce cel rău ne-a găsit pe noi să ne ispitească? Și Domnul, prin acest om al lui Dumnezeu, Ieremia, spune versetul 3, cheamă-mă și îți voi răspunde. Și nu se oprește aici. Îți voi vesti lucruri mari. Viitorul nostru este în mâna lui Dumnezeu. Aceste lucruri ascunse, care le are Dumnezeu pentru noi și noi nu le cunoaștem. Dacă trecem printr-o problemă, printr-o încercare, să știți că Domnul vrea de la noi un lucru simplu, îl numesc eu, să-L chemăm. Cheamă-mă și îți voi răspunde. Nu ne spune Domnul aici, cheamă-mă și voi tăcea. Dacă noi credem că El zăbovește să ne răspundă, este pentru că poate vrea El să dureze un pic lucrul acesta în viața noastră. Poate că vrea să ne modeleze. Poate că vrea să ne instruiască. Dar niciodată Dumnezeu, când noi Îl chemăm, nu va tăcea. Întotdeauna Dumnezeu ne va răspunde. Că noi de multe ori vrem ca Domnul să ne răspundă azi, acum și aici. O poate face Domnul. Dar timpul este în mâna Lui. Și încercările prin care noi trecem, care Domnul ne-a îngăduit peste noi, probabil că au un timp și o vreme, dar întotdeauna Dumnezeu răspunde. Și asta aș dori în această rugăciune să înțelegem, că timpul este a Domnului și răspunsul este tot al Lui. Să credem din toată inima și să nu încetăm să ne rugăm. Citeam în zilele acestea despre o persoană. Și mi-am notat aici, ca să nu uit și să vă dau exact datele, la vârsta de 65 de ani, un mare bucătar din America, fiind colonel pe nume Sanders, avea restaurantul acesta și așa s-a întâmplat că a falimentat. Și spune această întâmplare că a ajuns să trăiască din $105 pe lună, de la socialul care îl primea el. Și la un moment dat, după mult timp, probabil că se gândea sau își imagina niște pui fripți, condimentați. Probabil că de multe ori, datorită foamei. Și se spune că acest om a început să scrie o rețetă. Și ascultați-mă bine. Această rețetă o scrie, o dezvoltă și construiește acest Sanders. Construiește franciza KFC. Unde și noi mergem astăzi și mâncăm acești pui. A 65 de ani. Construiește această franciză KFC. Ajunge multimilionar, dar spune această scriere despre el, și un mare filantrop creștin. Un om care mărturisește pe Domnul. Un om care spune despre puterea lui Dumnezeu și mărturisește lucrul acesta. Și asta și m-am gândit, oare de ce a trebuit să treacă prin faliment ca să ajungă ceea ce este astăzi?
probabil că nu mai trăiește. Dar acest lanț de magazine, de franciză aceasta KFC, există astăzi. Pentru că Dumnezeu a avut în vedere să se folosească de el, să-l binecuvinteze într-un mod extraordinar. Concluzia acestui om este că nimic nu se sfârșește decât atunci când spune Domnul că s-a sfârșit. Dacă a ajuns în faliment, a fost pentru că Dumnezeu l-a îngăduit acolo. În dreptul nostru, astăzi, aș vrea să înțelegem că nimic nu se sfârșește când vrea cineva, ci se sfârșește atunci când vrea Domnul. Dacă Dumnezeu are în vedere să te ridice, într-o zi te va ridica. Dacă Dumnezeu te are în vedere să te binecuvinteze, într-o zi te va binecuvânta. Dacă Dumnezeu are în vedere să te vindece, într-o zi te va vindeca. Trebuie să crezi lucrul acesta. Știți ce este un lucru care noi îl trăim astăzi? Ajungem la un moment dat când ne cărăm noi în povările noastre, greutățile noastre, și ne întoarcem cu fața către Dumnezeu. Să ne întoarcem când nu mai putem. Când nu mai putem. Spune versetul 4 că Domnul a văzut că el se întoarce să vadă. Și atunci Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului. De atâtea ori suntem parcă tare așa în noi o ambiție că noi suntem cineva. Ne întărim din multe ori în noi, în eul nostru, și parcă nu mai avem nevoie de ajutorul nimănui, nici al lui Dumnezeu. Vrea Dumnezeu în dimineața aceasta să-ți vezi starea, să înțelegi că ești un om care astăzi ești și mâine s-ar putea să nu mai fii. Aș vrea să înțelegi în dimineața aceasta că viața ta este în mâna lui Dumnezeu și Domnul vrea să te ridice, să te vindece, să te binecuvinteze. Ieri dimineață, aici la noi în Alești, a decedat un băiat de 25 de ani. Tânăr, lovit de boală, a plecat. Stăteam ieri și mă gândeam și mulțumesc lui Dumnezeu pentru anii care i-am. De câte ori viața noastră n-a fost legată de un fir de ață, dar ața aceea a trăit-o Domnul în dreptul nostru. Ne-a apucat de mână și ne-a ridicat și ne-a vindecat și ne-a păzit în alergare. Și cum am afirmat de atâtea ori, noi nici n-am știut. De atâtea ori și noi nici n-am știut și mâna Domnului a fost peste noi și ne-a dat putere să mergem înainte. Lăudați să fie Domnul. Domnul îi spune lui Moise, uite-te la rugul acesta, așa vei fi și tu. Știți ce vrea Dumnezeu la noi în dimineața aceasta să ne facă să înțelegem? Că vrea să fim un rug aprins pentru El. Această dimineață cred că Dumnezeu vrea să jenoiască bunătățile față de noi în continuare. Să ne dea puteri noi, să ne întărească El. Pentru că Domnul, prin puterea aceasta a rugului aprins, l-a trimis în Egipt să stea în fața faraonului. Prin această putere care a dat-o Domnul, a despicat Marea Roșie în două. Prin această putere care numai Dumnezeu o dă, 40 de ani în pustie le-a dat mană fiecare zi. Și de atâtea ori ne îngrijorăm
Și ne întrebăm, Dumnezeule, unde ești? Vreau să spun că Dumnezeu este cu tine, cu mine. De atâtea ori în fiecare zi, Dumnezeu ne-a trimis mană din cer și noi am zis, a venit clientul acesta și a făcut o afacere. Consideră că aceasta a fost mana lui Dumnezeu pentru tine. În dreptul nostru, ca și oameni al lui Dumnezeu, nimic nu este la voia întâmplării. Și în fiecare zi Dumnezeu și-a arătat bunătatea față de noi. Vreau în această rugăciune să ne oprim gândurile noastre, să ne oprim din starea noastră, din frământarea noastră și venim înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, de atâtea ori am călătorit singur, fără Tine. De atâtea ori, în alergarea mea, am falimentat pentru că nu m-am încrezut în Tine. Aș dori să venim în această rugăciune să-i spunem Domnului, Doamne, vreau să vin înaintea Ta așa cum sunt. Sunt un om slab și fără putere. Dacă vreo ambiție te-a cuprins până ziua de astăzi să arăți cuiva ceva, vino astăzi înaintea Domnului și spune, Doamne, sunt ceea ce sunt prin Tine și vreau în continuare Tu să mă schimbi. Mă întorc către Tine în această dimineață cum s-a întors odinioară Moise, pentru că vreau să stau de vorbă cu Tine. Domnul în această zi vrea să ridice poveri, vrea să vindece din punct de vedere spiritual, vrea să vindece din punct de vedere fizic. În această zi Dumnezeu este prezent cu noi aici prin Duhul Sfânt, lăudat să fie numele Lui. Apoi în această rugăciune își vrea să ne rugăm pentru tot aceia care trec prin probleme, prin necaz. Ne întoarcem noi prezenți aici cu o inimă sinceră către Domnul și venim să-i spunem, Doamne, îndură-Te Tu în această dimineață de Simon, copilul de 2 ani de zile a familiei Groza, care este bolnav. Medicii au spus că numai Dumnezeu poate să se îndure și să mai facă ceva. Ne rugăm pentru fetița Carmen din Borșa, care a trecut camionul peste picioarele ei. Domnul să-i dea vindecare de plină. Ne rugăm pentru fratele Florea Moduc în continuare, Domnul să-l binecuvinteze cu sănătate. Ne rugăm pentru fratele Petru Gug, Domnul să-i dea sănătate, pentru sora Tang Florica. Ne rugăm pentru Larisa, fiica sorei Simona de la Ineu, Domnul să-i dea vindecare de plină în numele lui Iisus. Ne rugăm pentru sora Doina, Domnul să o binecuvinteze cu pace, cu liniște, cu sănătate. Ne rugăm pentru sora Socol Mariana, Domnul să se îndure el. Ne întoarce către Domnul, recunoscându-i puterea Lui, recunoscând tot puternicia Lui și credem că Dumnezeu va lucra. Dacă mai doriți să anunțați pe cineva, puteți să o faceți, pentru că nu că Domnul nu știe, dar vrea să vadă credința noastră dimineața aceasta aici. Ne rugăm pentru familia ta. Ne rugăm Domnul să se îndure el, să-și întindă mâna lui. Haideți cu toți să ne ridicăm în picioare. Haideți să începem această rugăciune deconectându-ne de orice altceva, conectându-ne cu Domnul, cu cerul. Prin Duhul Sfânt, vino și spune Domnului, Doamne, așa cum sunt, stau înaintea Ta. Orice problemă, orice nevoie ai, pune înaintea Domnului. Și apoi să mijlocești și pentru frații noștri amintiți aici, ca Domnul să-și întindă mâna Lui, brațul Lui. Ne rugăm cu toții. Doamne Tată, credem, Doamne, că timpul și vremea sunt ale Tale. Noi nu știm, Dumnezeule, multe lucruri care se întâmplă în jurul nostru, dar noi vrem în această zi să înțelegem că fără Tine suntem nimic.
Vreau, Doamne, să înțelegem că fără Tine nu putem face nimic, Doamne. Doamne, vrem să ne întoarcem către Tine, Doamne, cu ființele noastre, cu inimile noastre. Vrem, Doamne, să venim înaintea Ta, Doamne, și să spunem din toată inima, Doamne. Lucrează, ridică-ne, Doamne. Curățește-ne, Doamne. Doamne, așa cum ai fost odinioară cu Moise, Doamne, când ai chemat, Doamne, din acest rug aprins și ai prins în el, Doamne, puterea Ta de Dumnezeu și l-ai condus-o, Doamne, și ai dat putere, Doamne, să scoată poporul Israel din Egipt cu mână tare, Doamne, pentru că Tu ai fost cu el prezent. Doamne, Tu care ești din veșnicie în veșnicie, Doamne, cred că Tu și astăzi poți să faci lucruri mari cu noi, copiii Tăi. De aceea Te rog în numele Lui Iisus, ridică, Doamne, înflăcărează, Doamne, restaurează, Dumnezeule, vindecă Tu atât spiritual cât și din punct de vedere fizic. Ne credem în Tine, Doamne. Am adus înaintea Ta, Dumnezeu, în dimineața aceasta, frații noștri, surorile noastre, Doamne, care trec prin probleme, prin nevoi, prin necaz, prin boală, prin suferință. Doamne, noi nu știm de ce se întâmplă lucrurile acestea, dar noi credem că Tu ești Domnul care ești în control. Eu cred, Doamne, că în lucru în vederea Ta sunt toate aceste persoane, Doamne. Și în această zi, Doamne, Tu poți vindeca, poți ridica, poți mântui-o, Doamne. În această dimineață, Doamne, Tu ești acela care poți face lucruri mari. Și vrem, Doamne, să Te vedem la lucru și în această zi, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru modul cum Tu vei lucra, cum vei interveni, o Doamne. Binecuvântă-ne în continuare, Doamne, cu ascultare de Tine, Doamne. Vrem, Doamne, să umblăm cu Tine, să ne încredem în Tine în fiecare zi, în fiecare moment din viața noastră. Medicule suprem, Tatăl nostru, venim la Tine, Doamne, că nu avem la cine să mergem. Toată încrederea avem în Tine, Doamne, că Tu ești acela care vei lucra pe planul Tău. Aceea îți binecuvântăm numele, îți lăudăm numele. Slavă Ți, Iisus! Mulțumim anticipat, Doamne, pentru felul cum vei interveni, Doamne. Și vrem, Doamne, ca Tu să fii slăvit și binecuvântat. Mărturisit, Doamne, și mărturisit să fie puterea Ta. Aleluia! Aleluia! Glorie-ți! Aleluia! 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 Mulțumim, Doamne, pentru grijă, protecție. Mulțumim, Tată, Doamne, ai vedere, Doamne. Și copiii Tăi, Doamne, vrei să fie binecuvântați de Tine.
Haideți în continuare, în timp ce mai cântăm spre slava Domnului, înainte de a asculta cuvântul Domnului, să dăruim, facem și dărnicia din dimineața aceasta, dăruim Domnului cu toată bucuria. Fie Domnul! Un singur verset vreau să citim în dimineața aceasta și apoi ne așezăm. 1 Corinteni 15 cu
33. Întâi Corinteni 15:33. Nu vă înșelați. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Amin. Haideți să ne așezăm. Mulțumesc Dia și echipei pentru ultima cântare. Le-am propus-o și ei imediat au repetat-o, au învățat-o cu timp în urmă și pot să spun că chiar iubesc cântarea asta. Nu știu, voi o iubiți? E specială, conținutul ei e extraordinar. Vă binecuvântăm pe toți care sunteți prezenți și care ne urmăriți și aș vrea ca Dumnezeul păcii să vă dea o inimă bună. Amin? Și cred că dimineața asta e o zi specială pentru noi. Am intitulat predica asta Anturajele vieții. Cuvântul anturaj, dacă veți cerceta dicționarul și să vedeți ce înseamnă cuvântul ăsta, anturaj nu înseamnă altceva decât companie, mediu, tovărășie. Adică acolo unde îți petrești timpul, cu cine îți petrești timpul și ce faci. Ăsta e un anturaj. Și e foarte important cât trăim în trupul acesta să avem un anturaj bun. Pentru că veți vedea, dacă ai un anturaj sănătos, și tu vei fi sănătos. Spune un proverb, spune-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Și vedeți, noi suntem tentați să ne alegem prieteni, așa-i? Și nu-i rău, nu-i rău. Nu putem să stăm izolați singuri, lup singuratic e în pericol. De aceea e foarte bun lucru ăsta să-ți alegi prieteni. Dar vreau să vă spun, eu în viață am pierdut, nu știu voi cum ați fost, pentru că n-am știut să-mi aleg prieteni. Și atunci când îți alegi prieteni, sunt niște criterii. Biblia arată câteva lucruri. Prietenul la nevoie se cunoaște. Eu am avut prieteni atât timp cât le-am oferit. Și când nu le-am mai putut oferi, m-au părăsit. Anturajul poate să fie unul bun sau unul rău. Anturajul în care suntem poate să facă din noi oameni morali, oameni buni, oameni demni, sau poate să ne strice, așa? S-a făcut o statistică, tinerii sunt cei mai ușor manevrabili, adică adolescenții sunt foarte rapid captați așa de anturaj. Și 80% dintre tineri sunt prinși în capcana aceasta anturajului de alți prieteni și au o forță asupra lor, pe când doar 20% are impact familia. Și ne uităm de ce tinerii aleg să se despartă de părinți. Pentru că pe moment găsesc ceva wow, nu? Ceva extraordinar. Da, mai târziu au dureri de cap. Și asta se văd. Există în anturajul fiecăruia dintre noi avantaje și dezavantaje. Și urmăriți și veți vedea.
pe moment oamenii, m-am uitat la prieteniile acestea. Biblia spune, nu vă împrieteniți, prietenia cu lumea este cum? Vrăjmășie cu Dumnezeu, adică e un conflict între Dumnezeu și lume. Lumea oferă ce e a ei, Dumnezeu în schimb îți oferă altceva. Și în momentul când vii la Dumnezeu, Dumnezeu vrea să intri într-un alt anturaj. Adică cele vechi s-au dus. Dumnezeu pregătește altceva pentru noi. Alți oameni, alt anturaj, alt mediu, altă societate, alte lucruri. Și aici vrea Dumnezeu să ne desprindem de lucrurile care le-am trăit altă dată, pentru că trăind în ele ne face rău nu numai nouă, ci face rău și celor din jurul nostru, dacă nu ne lăsăm de ele, așa-i? De aceea aș vrea în dimineața aceasta, cu ajutorul Duhului Sfânt, să spun câteva lucruri despre anturaj, despre tovărășiile acestea. Venim din medii diferite, în familii diferite și eu vorbeam când mă ocupam de tineri la Tilecuș, la biserică și cei care erau așa mai curioși, stăteam de vorbă cu ei vis-a-vis de relații care le aveau și le spuneam, aveți grijă, pentru că atunci când doi se cunosc și se împrietenesc, trebuie să fii foarte atenți. De-aia nu prea e bine să se căsătorească un credincios cu un necredincios. De-aia e bine să fim atenți. Și le spuneam, mai devreme sau mai târziu vă veți confrunta într-un fel sau altul, pentru că fata provine dintr-o familie și băiatul provine din altă familie. Și în familia fetei poate a fost rugăciune, a fost cântare, a fost pocăință și băiatul altceva. Și atunci intervine un conflict și vreau să vă spun, unde sunt mai mulți cu aceleași păreri și cu aceeași gândire, poate să aibă influență asupra unuia singur. Știți că dacă stai mult într-un loc, de exemplu, dacă spunea cineva, dacă stai între lupi, vei urla ca ei la un moment dat. Ați înțeles? Există o influență asupra noastră atâta vreme cât alegem unde să ne petrecem viața, cu cine să trăim, cine să fie în mediul nostru, cu cine să socializăm, pentru că oamenii sunt schimbători. Aceiași oameni, la un moment dat, strigă lui Iisus și-l aplaudă, așa-i? Osana! Binecuvântat este Domnul care vine, ne va elibera de sub jugul roman. Și la câteva zile spune, răstignește. Instinctul acesta de unde merge unul să meargă toți. Instinctul de turmă de multe ori e valabil, dar vreau să vă spun, dar știți când e valabil? Când omul îl alege pe Iisus Hristos. Aici e problema. Problema e nu la Dumnezeu, problema e la noi. Cu cine vrem să fim tovarăși? Te-ai întrebat, de exemplu, astăzi, vorbim aici, suntem aici adunați. Fă-ți în mintea ta o analiză. Pe cine ai lângă tine astăzi? Familia, prietenii, probabil la servici. Și vreau să spun ceva. Dacă unul dintre ei te influențează negativ și te trage în jos și îți provoacă dureri, vreau să spun, Biblia spune să te depărtezi de ei. E mai bine așa.
Ați înțeles? Asta vrea de fapt Dumnezeu, să ajungem, să alegem, să discernem ce-i bine pentru noi și ce nu-i bine pentru noi. Există în fiecare anturaj lucruri bune sau lucruri rele. Ce alegem depinde de noi. Noi suntem cei care creiem în jurul nostru. Dacă vrem să fim, și mulți am văzut că vor să fie prieteni cu cineva care are influență, să fie prieteni cu cineva care e tare, să fie prieteni cu cineva care are putere. Însă vreau să vă spun în dimineața asta, oricare ești aici, singurul care are putere și ceea ce promite și face este Iisus Hristos, Domnul. Alegeți în orice circunstanță a vieții voastre pe El, ca El să fie Domnul vostru și prietenul vostru. Slăviți să fie numele Domnului. Nu ne va dezamăgi niciodată. Oamenii sunt schimbători. Oamenii pot să pozeze într-un fel sau altul. Pot să urmărească tot felul de avantaje, tot felul de lucruri și tu să n-ai habar. Am văzut un tânăr în urmă cu ceva timp, foarte zdrobit, foarte apăsat și foarte vroia să iasă din ce era. Anturajul lui a făcut pe moment să-i placă ceea ce face. Dar mai târziu a început să suporte consecințele, chiar dacă avea bani, chiar dacă avea cumva plăcerile astea de o clipă. Dar mai târziu și-a dat seama că de fapt el nu-i fericit, el nu-i bucuros, el e singur, el e singur. Și asta e frumos la Dumnezeu, că Dumnezeu a pus în noi ceva, acolo există ceva în noi. Noi suntem cumva dependenți, așa-i? O dependență, adică dependență unii de alții. Noi nu putem să trăim unii fără alții. Așa ne-a creat Dumnezeu. Noi suntem mădulare în trupul lui Hristos. Capul bisericii este Hristos. Și noi trebuie ca El să fie modelul vieții noastre. În momentul când m-am gândit la Domnul Iisus, în anturajul Lui, în lângă El, atunci când El umbla pe pământ, a făcut bine la atâția oameni. Și mulți au căutat să vină după El pentru un interes, așa-i? Îl urmau pentru că le era foame, îl urmau că erau bolnavi, îl urmau că aveau probleme și vrea cumva să scape, dar la un moment dat l-au părăsit și au rămas doar câțiva. Și Domnul le pune o întrebare, dar voi nu plecați. O mână de oameni au rămas lângă El. La un moment dat a rămas și singur. Și-a zis Petru, Doamne, dar unde să plecăm, că la Tine sunt cuvintele vieții. Domnul schimbă lumea, rețineți, cu un grup de oameni, El pleacă la cer. Ei rămân pentru că au rămas în anturajul Lui. Și ceea ce a văzut la El, ce a vorbit Iisus, ce a făcut Iisus, ce a transmis de fapt Iisus, au început și ei pe rând să transmită și la alții. Și așa a devenit vestea asta bună până la noi astăzi. Lăudați să fie Domnul! E foarte important ce anturaj ai în fiecare zi. Vreau să spun, tu decizi cu cine vrei să umbli. M-am gândit la Ruth și la Naomi. O noră atâta de afectată și atâta de puternic ce a văzut la soacra ei și a spus și a exclamat, unde vei merge tu, voi merge și eu. Poporul tău va fi poporul meu. Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu. Wow! Asta da! În momentul când ai astfel de oameni lângă tine, reține,
ai vrea să stai în compania lor, în tovărășia lor, așa-i? Vreau să spun, și Pavel a avut tovărașii lui de lucru, așa-i? A avut? A avut. Chiar dacă a plecat, Dima spune că a plecat din dragoste pentru lume și l-a părăsit. Dumnezeu vrea că noi să avem tovărășiile noastre, echipa noastră, oamenii noștri în companie în care trăim în fiecare zi, dar nu orice oameni, alegeți-vă oameni de calitate spirituală. De ce spun lucrul acesta? Dacă nu-ți alegi oameni de calitate spirituală, s-ar putea să te influențeze, tu fiind creștin bun, să te influențeze și pe tine, dacă nu ai grijă. Și te uiți azi prin biserici, oameni care altădată cântau, altădată slujau, altădată erau plini de râvnă pentru lucrarea lui Dumnezeu și deodată au început să se retragă. De ce? Influența anturajului a fost atât de puternică încât ei au acceptat plăcerile de o clipă pe care spune Biblia pentru un moment și au recurs la tot felul de metode în care au crezut ei că-s bine. Aș vrea în dimineața asta să te oprești puțin. Eu nu vă cunosc. Ce faceți în ascuns? Dumnezeu cunoaște toate lucrurile despre fiecare. De aceea te invit și te îndemn, alegeți oameni lângă tine care te ridică, nu care te coboară. Amin? Intră într-un anturaj al oamenilor sinceri, al oamenilor cu caracter, al oamenilor influenți care te împing spre Dumnezeu, nu care te trag în jos de la Dumnezeu. Amin? Vedeți, ca părinți noi vrem să-i formăm copiii noștri de mici, să umbli în voia lui Dumnezeu. Și la 3 ani, minchi dă-n gheață apă. Dar, mă, cine-l? Că eu nu l-am învățat să mintă. Dar la grădiniță au început să audă și de la colegul minciunica și minciunica a devenit o minciună mai mare și la 5 ani a început să fure. Dar nu l-ai învățat tu să fure. Nu l-ai învățat să înjure. Nu l-ai învățat pentru că în casă la voi nu s-o practica lucrul ăsta. Dar totuși, în anturajul în care intră, se formează așa. Și vreau să spun, cu cât vei sta mai mult într-un mediu toxic, într-un anturaj greșit, va fi foarte greu să ieși de acolo. Dacă ai fumat 30 de ani de zile, toți anii ăștia ți-ai fumat, după 30 de ani va fi foarte greu să te lași de țigară. Dacă 40-50 de ani ai făcut tot felul de lucruri grele, rele, urâte, va fi greu să te lași, dar nu imposibil. Pot totul în Hristos care mă întărește. Să-ți dorești lucrul acesta. Vrei să ieși de aici, vrei să ieși din situația asta care te-a cufundat diavolul atâția ani de zile și nu mai ai pace, nu mai ai siguranță, nu mai ai liniște? Schimbă strategia! Asta e soluția din partea lui Dumnezeu. Alegeți oameni care te vor ajuta, nu te vor încurca. Alege oameni în jurul tău, alege lucruri care poate pentru tine au fost cumva o nebunie. Dar Dumnezeu vrea să schimbi strategia. Oprește-te. Schimbă ceva în viața ta. Schimbă ceva. Și vei vedea când schimbi, lucrurile vor lua altă direcție. Selectează din această zi, pentru cineva spun, selectează în mintea ta, fă o curățire, alege ce-i bun pentru viața ta și pentru cei din jurul tău, alege pe Iisus și vei trăi, pentru că cine îl alege pe Iisus are viață. Despărțiți de El nu puteți să faceți nimic, nici nu vrem, vreau să vă spun, marele caractere, mari oameni al lui Dumnezeu s-au format din medii urâte, din medii
greșite, din medii toxice, dar în momentul când au acceptat și au vrut să iasă de acolo, să schimbe radical viața și au schimbat anturajele, Dumnezeu i-a folosit într-un mod supranatural. Pentru că asta face Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Dumnezeu vrea să schimbe inima ta. La un moment dat îi spune Domnului Petru: Petre, fii atent, vreau să schimb anturajul. Tu până aici ai fost pescar bun, ai prins pești pe mare, dar uite, eu vreau să te fac tot pescar, dar pescar de oameni. Asta e cel mai frumos. Vreau să spun, ai experimentat tu în viața ta de zi cu zi ce satisfacție ai când poți să câștigi un om pentru Dumnezeu? Poți să recuperi pe cineva care poate pe o pantă greșită, pe cineva care îl vezi că e cufundat în păcat și să mergi la el, să-i întinzi o mână și să-l ridici. Când intri în anturajul lui Dumnezeu, reține, devii ca Iisus Hristos. În lumea lui Dumnezeu, în lumea lui Iisus Hristos, faci parte din societatea asta, din tovărășia aceasta, și momentul acela, vreau să spun, Iisus îți transmite ceea ce gândește El, ceea ce vrea El să facă, aceea vei face tu. Poți să spui amin? Dacă lui îi pasă de cel căzut, dacă stai lângă el, și ție îți va păsa de cel căzut. Dacă lui Iisus îi pasă de cel bolnav, și ție îți va păsa de cel bolnav. Și la un moment dat se pune o întrebare: Doamne, dar când te-am văzut noi pe tine făcând? Când ai fost la spital? Când ai fost la închisoare? Când ai făcut atâtea lucruri? Ori de câte ori le-ați făcut la cei mai neînsemnați dintre mie, mi le-ați făcut. Lăudați să fie Domnul. Vreau în dimineața asta, ne apropiem și de încheiere. Fiți înțelepți și luați în serios lucrul acesta. Tovărășire rele strică obiceiurile bune. Dacă în tovărășia în care ești acum, în anturajul în care ești acum, te trage în jos cuvântul din partea lui Dumnezeu în dimineața asta, ieși de acolo, dar urgent. Ieși de acolo, dar urgent. Și apucă pe Iisus și vei apuca viața veșnică. Lăudați să fie Domnul! Ești de acolo pentru că influența va fi atât de puternică, și am văzut oameni atât de apăsați de cel rău datorită că n-au ascultat de Dumnezeu. Aș vrea să asculți de El în fiecare zi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă dea putere să alegeți lucrurile care aduc zidire, sfătuire. Vreau să citesc din Matei 10, 16, partea a doua. Fiți dar înțelepți ca cine? Wow! Și fără răutate ca porumbii. Și aici se potrivește. Fii înțelept. Fii înțelept și alegeți oamenii din jurul tău. Amin? Mai poți să ne pui Matei 24:4. Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Te poate înșela un om? Pe mulți i-a înșelat. Hai cu mine să vezi ce avantaje ai. Dar nu ți-o spus și dezavantajele. Și cunosc atâția tineri, și eu am fost unul dintre ei,
care au mușcat-o. Au mușcat-o rău. Și-au ajuns și-au suportat consecințele. Vreau să spun în dimineața asta, nu Dumnezeu te-a băgat acolo. Rețineți, Dumnezeu nu te bagă în rău. Dumnezeu vrea să te scoată din rău. Ați înțeles? Ideea lui în dimineața asta este: schimbă-ți strategia, schimbă oamenii din jurul tău, apropie-te de Dumnezeu și Dumnezeu să-ți dea putere să faci lucrul acesta. Apoi, biserica trebuie să fie un model pentru oameni. Intră într-o biserică, în anturajul unei biserici, pentru că biserica trebuie și trebuie să schimbe viața ta. Biserica trebuie să fie o influență puternică în lumea aceasta spirituală. Atunci când oamenii vin aici dintr-un mediu toxic, dintr-un mediu greșit, când intră în biserică, în contact cu oamenii lui Dumnezeu, oamenii aceia trebuie să intre, nu noi în ei, ei să intre aici în mijlocul nostru. Amin? Lăuda să fie Domnul! Nu noi să plecăm după lume, ci lumea să vină după biserica lui Iisus Hristos. Și în momentul când noi transmitem lucrurile acestea, vreau să vă spun, se va schimba nu numai persoana aceea, va schimba familia persoanei aceea. Conflictul se provoacă, lumina cu întunericul nu se pot înțelege, ăștia nu fac casă bună. Și de aceea Dumnezeu vrea să umblăm în anturajul lui, în momentul când intrăm sub anturajul lui și sub ascultare de el. Vreau să vă spun, lucrurile vor fi simple, vor fi simple, nu vor mai fi bătăi de cap. De ce sunt atâtea divorțuri? De ce sunt atâtea rupturi de familie? De ce sunt atâtea hoții, tot felul de lucruri rele? De ce? Pentru că anturajul a ajuns oamenii să-i schimbe puternic. Diavolul, influența diavolului a fost atât de puternică în viața lor, încât n-au mai putut. Dacă el a făcut, să fac și eu. Oprește-te. Fii înțelept. Și 1 Corinteni 15 cu 33. Nu vă înșelați. Spuneți toți. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Dacă ai avut obicei și ai venit la adunare și nu mai vii, ai avut obicei să cânți și nu mai cânți, ai avut obicei să ajuți și nu mai ajuți, ai avut obicei să faci atâtea lucruri, să iubești pe frați și nu-i mai iubești, ceva s-a întâmplat. La mijloc există ceva. Știi ce? Tu te-ai depărtat de oamenii lui Dumnezeu și te-ai întovărășit cu altcineva. Asta e explicația. Te-a influențat cineva, n-ai ajuns acolo deodată, așa. A fost o putere în spatele lor, pe care tu nu ai văzut-o, dar zilnic, zilnic făcând, zilnic privind la un site, vreau să spun, va avea influența asupra ta. Zilnic vorbind de rău, va avea influența asupra ta. Zilnic reține, făcând același lucru, ascultând aceeași muzică, ascultând tot felul de lucruri, va avea influență asupra ta. Și te trezești deodată, mă, cum? Păi ieri mi-a plăcut cântarea bisericii și astăzi nu mai îmi place. Ieri mi-a plăcut să am părtășie cu frații și astăzi nu mai îmi place. De ce? Pentru că treptat diavolul a semănat sămânța lui. Aș vrea în dimineața asta să fie un semnal de alarmă pentru tine care asculți, poate, sau care ești aici. Schimbă strategia și vei vedea
intrând în anturajul Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus îți va da pace, în primul rând, pentru că El e pace. Și El a spus, vă dau pace, dar nu cum o dau oamenii. Și vei fi fericit dacă până azi ai fost nefericit, spune, vreau să fiu fericit. Și în momentul când vrei să fii fericit sau fericită, singurul care poate să-ți dea fericire este Iisus Hristos. Amin? Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Fii un om echilibrat. Îndemnul meu este pentru tine în dimineața asta. Alegeți oameni după voia lui Dumnezeu. Intră în anturajul lumii spirituale, pe care nu o vedem noi. Dar vreau să spun, e atât de bine cu Dumnezeu. E atât de bine. Experimentezi lucruri mari, lucruri pe care nu le înțelegi de multe ori. Dumnezeu va face din tine un om al viziunilor, al descoperirilor, un om al lucrurilor care nu sunt și vor lua ființă. De ce? Pentru că intri într-o altă sferă, într-un alt mediu în care Dumnezeu a pregătit pentru noi lucruri extraordinare. Amin? Nu te lăsa influențat. Biblia spune, nu te lăsa birui de rău. Biruiește răul prin bine, lăuda să fie Domnul. Vreau să mă rog cu voi în dimineața asta. Și ar vrea să fii sincer. Tu care ești ascult sau care ne privești în dimineața asta, vreau ca să fii sincer și renunți la toate anturajele tale rele care le-ai avut până acum. Și vreau să spun, conform Scripturii, înlocuind anturajele rele cu cuvântul Domnului, cu Iisus Hristos, vei vedea cum te vei îmbogăți și nu vei duce lipsă de nimic, pentru că Iisus Hristos este sursa oricărei binecuvântări. Alege-L pe Iisus în viața ta, nu te depărta de El, depărtează-te de oricine ar fi. Și la un moment dat chiar spune Domnul Iisus, dacă cineva iubește, pe cine? Mamă, tată, prieteni, orice ar fi mai mult ca pe mine, nu este vrednic de mine. Alege-L pe Iisus în dimineața asta. Este singura soluție care poate să-ți aducă biruință, să-ți dea pace, să-ți dea liniște și sănătate în trupul tău bolnav. Amin? Lăuda să fie numele Domnului. Influența, vreau să vă spun, așa cum am zis, contează mediul în care ești. Te poate influența în rău sau în bine. Tu alegi dacă vrei să stai acolo, dacă îți place acolo. Vreau să spun, fiul risipitor a ajuns într-un anturaj, știți cu ce anturaj era? Porcii erau. Până unde a căzut tânărul ăsta. În anturajul animalelor să ajungi până acolo. Dumnezeu te lasă dacă vrei asta. Și-a mai fost un împărat care a păscut cu cine? Să paști tu împărat. Asta face din om neom. Și ai auzit poate și tu, dar și ăsta-i om. Da. E om, dar fără caracter. Aș vrea să fiu un om cu caracter. Să fiu un om care să semeni cu Iisus Hristos. Câți vreți să intrați în anturajul Lui? Eu vreau tot timpul să stau sub anturajul Lui. Nu m-a dezamăgit niciodată. Alege-L pe El și vei fi fericit tu și casa ta. Schimbă-ți direcția, schimbă-ți strategia. Ne ridicăm. Hai să ne rugăm.
și îți mulțumim. Tată din cer, mă rog, Doamne, pentru toți cei care n-au pace și liniște, Doamne. Dă-le pacea Ta, Doamne. Apoi mă rog, Doamne, ca biserică, noi să influențăm pe alții, nu alții pe noi. Semănăm cu Tine, Doamne, în purtare, în vorbire, în gândire, Doamne. Trăim ca Tine, lumea să privească în noi, să fim lumina lumii și sarea pământului. O, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, că Tu vrei ca noi să fim altfel. Tu vrei, Doamne, ca noi să semănăm cu Tine. Ajută-ne să trăim în ascultare de Tine și atunci când vei veni, ne vei onora pe toți cu binecuvântările Tale. Îți mulțumesc pentru Biserica Betlehem din Alești. Îți mulțumesc pentru oamenii care vin aici. Doamne, noi vrem să fim ucenicii Tăi, să umblăm cu Tine și nimeni și nimic să nu ne despartă de Tine. Ajută-ne să nu ne lăsăm biruiți de rău, ci să biruim răul prin bine. Binecuvântă păstorul bisericii, binecuvântă comunitatea aceasta, binecuvântă Aleșdu, Doamne, binecuvântă județul Bihor, binecuvântă România. Ajută-ne să fim o turmă și un păstor. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Mulțumim, Domnule, pentru acest timp binecuvântat, această zi. Încă o dată am avut această ocazie să fim în casa Domnului, de aceea toată lauda să fie adusă Lui, Domnului, care merită să fie lăudat. Ne despărțim din locul acesta, mulțumitor Domnului pentru tot ce a făcut pentru noi și va face. Ne întâlnim din nou în casa Domnului după masă, de la orele 18, cum am anunțat, împreună cu noi va fi fratele păstor Petrică Mihenț. Să căutăm să venim din timp, să venim la casa Domnului, pentru că părtășia din casa Domnului nu se poate compara cu nimic. De aceea, veniți la întâlnire, veniți ori de câte ori. Locul acesta este deschis pentru rugăciune, pentru părtășie. Apoi, marți, cei care doriți să veniți la rugăciune, avem un timp special de rugăciune aici, dincolo în casă.